Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din sport. Toni Petrea revine în Superliga. Fostul antrenor de la FCSB a stat departe de fotbalul românesc doar 2 luni. Pus pe liber de Gigi Becali din cauza începutului slab de sezon, Petrea a semnat cu Chindia Târgoviște un contract valabil până la finalul sezonului. Debutul pe banca Chindiei va fi chiar în meciul cu CSA Steaua din Cupa României, singura competiție în care Petrea a reușit să bifeze un trofeu din postura de antrenor la FCSB. Necazul unora, bucuria altuia. Căzuți în disgrația patronului și scoși din primul 11, unii dintre elevii lui Nicolae Dică pot ajunge întăriri la alte echipe. Toni Petrea a pus ochii pe Iani Stoica și Marco Dulca, pe care îi vrea la Chindia. Viață lungă la FCSB nu mai au nici Denis Haruț sau Bogdan Rusu. Eu fac selecția acum la locul de muncă. Am făcut selecția acum și l-am trimis pe rață înapoi. Mai fac iar selecție în iarnă. Vor mai fi încă 2-3 care pleacă. Haruț e un jucător valoros, numai că nu e bărbat, curajos, jucător și dacă nu e, nu poți la FCSB. A spus Gigi Becali la Pro Arena. Tricolorii au plecat în Finlanda cu un obiectiv de la care nu se face rabat. 3 puncte. Cu un eșec la Helsinki, elevii lui Edi Ordănescu își vor lua adio de la Liga Națiunilor. Cu toate acestea, atmosfera în sânul echipei naționale este relaxată, iar tricolorii au timp să se și distreze. Câștigătoare ale Ligii Campionilor din istorie. Sau Cupei Campionilor. Real Madrid. Barcelona. Liverpool. Chelsea. Milan. Steaua Roșie, Belgrad. Conducător de club din Liga 1. Zic eu prim. Gigi Becali. Mititel. Neluțu Varga. Nu mai mă opresc. Echipe la care a evoluat de-a lungul carierei Adrian Mutu. Eu încep. Zi. Chelsea. Juventus. Inter. Parma. Dinamo. Fiorentina. FC Argeș. Ajaccio. Era oia din India, dar nu știu cum se numesc. Mumbai. Bine, îi dau punctul. Petrol. Animale care se găsesc în gospodăriile românilor. Găină. Ciobolan. Vacă. Porc. Cal. Măgar. Capră. Oaie. Curcă. Pisică. Apelative drăgăstoase pentru persoana iubită. Iubire. Dragoste. Pui. Inimă. Valeriu Iftime vrea să rupă gura târgului și să își aducă un antrenor care se pricepe la fotbalul italian. Ada Hilton, atacantul ca fotbalist, brazilianul are peste 110 meciuri bifate în Serie A și 26 de goluri marcate, însă până acum nu și-a făcut debutul ca antrenor. Patronul lui FC Botoșani își dorește ca Ada Hilton să se alăture clubului în primă fază într-o funcție de conducere. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere!